Și pe când mergeau ei, el a intrat într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis, Doamne, au nu s-o că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? spune-i deci să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un lucru trebuie, căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis, Fericit este pânde cele care te-a purtat și fericit sunt sânii pe care i-ai subt. Iar el a zis, așa este, dar fericit sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc.